Femeia trebuie să fie căldura casei. Când vine soțul acasă, obosit, cum vine el, să-i sari de gât, să le în brață, bine ai venit, lasă cealante, cum se zice. Exact cum mai spunea la cineva, că mi s-a plâns mult, că soțul e așa, că soțul e așa. Și pe vreo oră de mi s-a plâns ea, am oprit, zic, ajunge. Zic, toată problema o ai tu, cum am eu? Zic, tu ai, nu soțul, ai un soț minunat, problema e gura ta. Zic, vorbești continuu, el când a intrat pe ușă, n-a apucat să spui ceva, că tu l-ai luat în turi. Și plus era profesoară. Și zic, tu ceea ce faci cu elevii, faci și acasă. Și normal că ăla stătea mai mult plecat câte o lună de acasă. Își găsea tot timpul să plece univa ca să nu fie acasă. Zic, problema e, nu-ți poți stăpâni gura. Și ce să fac? Apă în gură. Cum așa? Când auzi că soțul intră pe ușă, să ai cana pregătită, ai luat și un sfert de oră ți-ai apă în gură. Deci nu... Deci ții apa în gură, zic, te lupți cu tare, nu nimic, îl lași să mănânce, să-și termini treaba și ai zis dacă nu se rezolvă treburile. Și după un an de zile vine taică-sul la femeia asta aici și îmi spune, părinții, ți-o transmis fata mea că e valabilă treaba cu apa și o da rezultate. Adică, deci ajungi lucrul ăsta, trebuie uneori să-ți poți stăpâni gura, că de asta spune la femeie, e o virtute foarte mare dacă poate să-și controleze gura, adică să vorbească numai ce trebuie. Ea, prin firea ei, un pic de a vorbi mai mult. Vezi că bărbatul mai gândește, mai stă, îi spui un lucru, te studiază, stă, nu-ți răspunde repede înapoi. Femeia mai...